Salutare! Această filmare trebuia să aibă loc acum un an. De un an de zile tot plănuiesc și tot vorbim să filmăm bijuteria asta. Evident, o Honda NSX. Acum un an, pe vremea asta, canalul avea 23.600 de abonați. Acum avem 60.000. M-am trezit azi dimineață, 60.000. Așa că vă mulțumesc. Această filmare și această mașină sunt pentru voi. Și nu uitați că tot pentru voi avem giveaway-ul de 100.000 cu piese Auto Moreni. Luați piese de la ei, orice, livrare în țară, comandă telefonic sau pe mail, site urmează. Sau celălalt giveaway cu cealaltă mașină, trebuie doar să fiți abonați. Și la primul de 100.000 trebuie să fiți abonați și să faceți o comandă. Și avem o grămadă de surprize anul acesta. Doar pentru că v-ați abonat. Dacă nu erați abonați, atunci eu probabil, nu știu, filmam Golf-uri 5 prin Craiova sau eram avocat. Doamnelor și domnilor, Honda NSX din martie 1991. Știți ce mai este din martie 1991? Hai să vă spun. Eu sunt din martie 91. Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă din 2010 și ești din București. Ce poți face cu mașina aia? Păi poți să faci ride sharing. Cum? Uite, mașina cu Luci Popa are o flotă parteneră cu care poți să faci Uber, Bolt, Splash, Black Cab, cam toate firmele astea de ride sharing. Păi bun, care ar fi avantajele? De ce să vii la noi și nu în altă parte? Simplu, pentru că ai copii conforme și ecosoane gratis. Atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisiunului standard și ai și promoții în flotă. Așa că dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotabolt.ro, îți lași numărul de telefon și o să te sune o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la mașini cu Luci Popa și vă garantez eu că merită toți banii. Aolo, m-ai strigat? Am auzit? Stai mai puțin că ăsta e clipul meu. Du-te, du-te, pleacă-mă de aici. Da? Baftă. Pentru cei care nu știu ce este Honda NSX, este o mașină sport, hai, numește-o supercar, care s-a produs între 1990 și 2005. Are motor montat median și este un V6. Așa, la prima vedere, pare banal. Pare că și alții mai au mașini de genul ăsta. Ce o face atât de special, o să vedem în momentele următoare. Până și concepția mașinii a fost un pic ciudățică. Honda, fiind un motorist foarte mare și având destul de mare succes atât cu moto cât și cu auto, a dat frâu inginerilor să testeze anumite soluții. Și ce au făcut ăștia de la Honda? Simplu, au luat o Honda City, care e un fel de Honda Jazz. Au tăiat-o în două, au pus un motor în spate, au făcut o tracțiune în spate și au dat ture prin parcare. Și le-a plăcut atât de mult inginerilor încât au zis, hai mă să facem și noi ceva cu motor median. Și s-au dus la superiori și superiori au zis, ok, hai să facem o mașină sport care să bată orice care vine din Germania și Italia. Nu alte țări, Germania și Italia. Și ca să bată ceva care era european, au apelat tot la europeni, s-au dus la Pininfarina. Pininfarina care ce făcea? Desena modelele Ferrari din perioada aia. Și asta, dacă vi se pare că seamănă cu un Ferrari, e bine, ăsta e poate unul din motive. Au apelat la Pininfarina, însă, acolo, la Pininfarina, lucra un băiat pe care îl chema Ken Ukoyama, ăsta era japonez. Și a făcut pentru Honda prototipul HPX, Harry Potter Experimental. Glumesc, nu de la asta vine. Era Honda Pininfarina Experimental, care a evoluat în prototipul NSX, New Sports Car Experimental. De la asta vine NSX. Unii spun că X ar veni de la necunoscută, de la, știți cum e matematică, X egal cu 2 plus 3 cât e X, știi, de la o valoare necunoscută. Dar vine și de la Experimental. Sunt mai multe povești. Ăsta este titlul oficial, New Sports Car Experimental. Șef de proiect au fost Masahito Nakano și Shigeru Uehara, tot doi japonezi care după aceea au făcut altă mașină șmecheră pe care o știm cu toții și a filmat-o Vlad de curând, Honda S2000. Știu că și Vlad vrea să filmeze mașina asta și o să o filmeze și el în perioada următoare, deci probabil o să vedeți mașina asta pe două canale. Deci de aici numele de NSX, nu vine de la No Sex. Primul lucru care îl vezi la mașină e botul, mașina chiar e frumoasă. E joasă, deci eu am 1.64, eu stau pe ciuci și tot mă uit în jos la sigla asta, care nu sunt sigur că e sigla originală
a mașinii. Din câte știu, era o siglă, asta e siglă de Typer. S-ar putea să nu fie sigla originală a mașinii, dar nu bag mâna în foc. Și apoi avem luminile, care erau pop-up headlights. Și hai să vă prezint farurile, dar pentru asta trebuie să intru la interior. Mașina are spălătoare de faruri, are o grămadă de chestii interesante. Însă, ia fiți atenți aici. Dacă pui pozițiile, se aprinde ceva? Dacă pui faza scurtă, acum se aprinde faza scurtă. Dacă pui pe poziții după aceea, pozițiile rămân aprinse cu pop-up-urile deschise. Dacă pui faza lungă, nu poți pe poziții. Acum, asta e faza lungă. Faza lungă se pune doar pe când ai faza scurtă activată și o să vedem la interior ce însemna să pui faza lungă și faza scurtă la mașina asta. Bun. Altă chestie interesantă. Acum s-a aprins și ceața și cam astea sunt farurile. Hai să stingem tot. Dacă stingi tot, pop-up-urile coboară. Dar dacă vrei să dai flash-uri la anumite mașini, flash-urile erau puse jos, astfel încât să nu mai trebuiască să se ridice pop-up-urile de fiecare dată când dai flash-uri. La Honda NSX, ca să dai flash-uri, dai flash-uri și se ridică pop-up-urile. După ce termini de dat flash-uri, aștepți una, două, trei secunde și pop-up-urile coboară. În 2002, la facelift, sau când s-a trecut la generația NA2, cum s-ar spune, farurile cu pop-up au dispărut din rațiuni de siguranță. Pentru că dacă te lovea un far din ăsta, te tăia mai rău decât te tăia o mașină cu faruri normale. Am uitat avariile. Hai să arătăm și avariile, semnalizările. Se văd? Da. Uite, și astea sunt semnalizările, avariile. Deși au fost mai multe versiuni de NSX, Type R, Type S, Nürburgring, Alexander Edition, ăsta a fost primul, prima generație, 91. Pentru vremea respectivă, aceasta a fost prima mașină de serie care a fost construită din aluminiu. Avea o semi-monococă din aluminiu care cântărea cu 200 de kilograme, mai puțin decât ar fi cântărit o aceeași semi-monococă din oțel. Și asta înseamnă că mașina e foarte ușoară. Și astfel ea cântărește la gol 1370 de kg. Foarte, foarte ușoară. Niciun Golf nu mai cântărește 1370 de kg în ziua de azi. Hai să deschidem prima capotă. Și când spun prima capotă, nu o spun degeaba. Deschidem capota, care e foarte ușoară, și punem bățul, că nu aveam amortizor. Fun fact, capota are aici o săgeată și unde îți pune, ca să spună unde să pui bățul. Pe partea cealaltă nu ai săgeata aia. Doar pe partea asta ai săgeata, ceea ce e foarte interesant. Și uite ce avem în față. De obicei, la mașini de sport, la supercaruri cu motor median, în spate, în față, ai portbagajul. Și în spate ai motorul. Aici nu avem nimic. Avem o roată de rezervă. Fiți atenți aici. O roată de rezervă de dimensiuni reduse, care e crăpată, că are 32 de ani, la fel ca și mine, și o jantă portocalie. Se mai pun acum jante portocalii pe Jaguar, Land Rover și pe alte modele. În rest, aici ai radiatorul, tot ce înseamnă climatizare, compresor, avem modulul de ABS, roata de rezervă. Deci, efectiv, avem niște componente mecanice care nu ar fi încăput în altă parte. Totodată, v-am spus, radiatorul e aici, motorul e acolo. Mașina are trasee de răcire care merg pe toată lungimea mașinii. Dacă ai cumva o scurgere de lichid de răcire, trebuie să verifici toată mașina din față până în spate. Și asta este capota lui NSX. Evident, farurile cu pop-up. Dar hai să-l arătăm. Cel mai bine, hai să arătăm pop-up-urile cu capota deschisă. Că decât să explic eu mai bine, vi le arăt. Și cam așa arată farurile cu capota deschisă. Hai mă să băgăm și seria pe car vertical, să vedem ce găsim la ea. Uite, se termină în 00045. Asta e posibil să fie a 475-a serie de șasiu de NSX ever. Ceea ce e super ok. Ia să vedem, verifică acum. Caută. Așa, vizualizează raportul. Îți prezentăm nou raport car vertical. Bun. Deci, mașina n-a fost furată, n-are daune, n-are nimic. Și car vertical spune că este Honda Civic. Pe bune? Pe bune. Aia. Deci, da. Bă, măcar n-a avut daune Honda Civic ăsta. Până la urmă, sigla ar fi originală. Doar acurele alea de America aveau siglă nu roșie, aparent aveai siglă roșie pe NSX. Roata de rezervă era Bridgestone. Mașina asta are niște toiouri
pe niște jante BBSLM, nu sunt jantele originale ale mașinii, pentru că mașina avea jante pe 15, pe față și pe 16, pe spate. Astea sunt ceva mai mari, cu alte dimensiuni de tot. Însă mașina venea în standard cu anvelope Yokohama. Yokohama și producătorul de anvelope a aprobat 100 de formule de anvelope, 100 de compoziții și la final a ales două care erau diferite față-spate. Deci cauciucurile originale ale mașinii astea aveau altă compoziție față-spate. Pe lângă faptul că aveau altă dimensiune, aveau și altă compoziție. Frânele chiar par mici, dar a fost prima Honda, cred, care a avut 4 pistonașe pe față și prima Honda care nu avea accelerație prin cablu, avea accelerație electronică. Prima Honda ever care a avut așa ceva. Există pe YouTube un clip cu Ayrton Senna cu un Type R din 92 pe Suzuka, care el efectiv conduce cum conduce mașina de Formula 1 și Senna avea o tactică de accelerație foarte ciudată, pentru că era obișnuit cu mașini de turbo, ca să mențină presiunea în turbină în mijlocul virajului, a pus accelerație așa. Deci, cum conduce Senna în mocasinii aia, nu conduce nimeni. A ridicat condusul la rang de artă. NSX-ul avea double wishbone față-spate din aluminiu, tocmai ca să mai reducă încă 20 de kilograme, pe lângă cele 200 de kilograme pe care le economiseai din caroseria din aluminiu, și mai aveai un pivot special gândit pentru ca mașina, când mergeai tare pe circuit, dai în borduri, să nu strice geometria și să nu ai bump steer și să rămână exact cum au vrut inginerii. Revoluționar la vremea respectivă. După ce că mașina este joasă, observăm că aici suprafața vitrată e foarte mare, vizibilitatea era foarte bună, aproape 360 de grade, pentru că cei de la Honda s-au inspirat de la avionul de vânătoare F-16, de la mașini de competiție, evident, făceau motoare pentru mașini de Formula 1 în vremea respectivă, și din bărcile de competiții. Pe fiecare parte aveai cât un deflector de vânt. Deflector de vânt atunci când mergeai cu geamul coborât, să nu bată vântul așa de tare în habitacul. Și mai târziu a existat NSX-T. T nu vine de la turbo, vine de la Targa Top. Aveai un Targa Top care se scotea și se băga în portbagaj, dacă vă vine să credeți. Pe final de carieră, toate NSX-urile au fost Targa Top, dar alea au apărut în 97, au apărut târziu. Primele erau Hard Top exclusiv. Ca să deschizi ușa, mânerul era integrat aici, în caroserie, să zicem. Nu aveai mâner normal, tocmai pentru aerodinamică. Mașina avea un coeficient aerodinamic bun la vremea respectivă, nu mai țin minte exact cât era, 0,30 un pic. Și dacă vrei să deschizi mașina, aveai gaura de cheie acolo, cu toate că unele veneau cu închidere centralizată de la buton. Asta cred eu, cred că este cheia de rezervă. O cheie normală de Honda, NSX, frumos, asta este cheia. Simplă și frumoasă și cu umbrelă cu Honda. Bun, asta este fața de ușă, cu materiale moi peste tot, dar fără buzunare. Nu aveai loc de buzunare și gurile de ventilație erau pe ușă, tocmai ca să nu fie bordul încărcat, ca să ai vizibilitate ceva mai mare. De aici se încuia, puteai de aici să o mai încui și să o descui, evident, mașină din anii 90. Aici aveam butoanele pentru geamuri, dar dacă nu voiai să aibă acces pasagerul la geamuri, dai pe main și doar tu puteai să deschizi ca șofer geamurile. Aici avem comenzile pentru oglinzi, oglinzi rabatabile electric, mânerul de care trăgeai să închizi și mânerul de care trăgeai să descui ușa. Și aici mai avem butonul pentru portbagaj, dar o să-l apăsăm când ajungem acolo la vremea respectivă. Și evident aici o lumină, un reflector, ca atunci când deschizi ușa, cei care vin din spate să vadă că ai ușa deschisă și să fie mai atenți. Pe praguri aveai o placă cu ultimele 8 cifre ale serii de șasiu, manufactured by Honda Motor Company, HOMOCO, cum e la Ford, FOMOCO, la Honda era HOMOCO. Și tot aici aveai clapeta pentru deschiderea rezervorului, benzină de 95, super premium, volum rezervor 70 de litri. Ce ASMR a fost asta. Da? Și nu puteai să bagi diesel, uite, aveai pe vremea respectivă protecție să nu cumva să bagi diesel în Honda ta NSX. Honda a venit mai târziu cu niște dieseluri, pe acord au pus niște dieseluri de Volkswagen și după aceea ulterior au inventat ei ICDTI-ul, dieselul lor japonez. Trei piloți de teste sunt cunoscuți pentru dezvoltarea lui NSX. Unul este Satoru Nakajima, care era un pilot de Formula 1 japonez. Tatăl lui Kazuki Nakajima, care a fost pilot la Williams prin anii 2000. Acesta a făcut toate testele de anduranță cu mașina. Kilometri peste kilometri peste kilometri. Alt pilot de teste a fost Bobby Rahal, care, pe lângă faptul că era pilot de curse, a câștigat Indy 500, mai era și vânzător, mai era dealer de
mașini japoneze, și Ayrton Senna. Ayrton Senna care a luat mașina, a dat câteva ture cu ea, a zis că este prea fragilă, așa că japonezii, după fiecare câteva ture pe care le făceau Senna, luau niște bucăți de metal, le sudau acolo unde Senna zicea că mașina este fragilă, nu era destul de rigidă, și au făcut acest lucru până când au ajuns la gradul de rigiditate pe care îl are acum mașina. Evident, plăcile alea de metal sudate n-au ajuns în producția de serie, dar mașina a fost întărită din fabrică, acolo unde a zis Ayrton Senna că trebuie făcut. În total, 5 aliaje de aluminiu au fost folosite în construcția acestei mașini. Și astfel, mașina a ajuns să fie cu 50% mai rigidă decât prototipul inițial. Rigiditate torsională, mă refer. Mașina a fost asamblată de 200 de oameni aleși pe sprânceană de către Honda, care aveau măcar 10 ani experiență în a asambla alte modele Honda. Atât de specială era mașinuța asta. Spatele era super simplu, aveai antena electrică, aici aveai eleronul, aveai blocul de lumini, deci semnalizări, stopuri, frână, ceață, marș arier, bara spate care nu putea fi mai simplă și nu existau difuzoare, sau cel puțin nu erau integrate la vremea respectivă, aveai o bară destul de simplă. Asta nu este evacuarea normală, asta este evacuarea Remus. Mașina are o evacuare Remus, dar proprietarul are și evacuarea normală și atunci când o va vinde, va pune evacuarea normală. Și dacă știți pe cineva care are un set de jante originale de NSX, 5 pe față, 6 pe spate, dați-mi un semn, poate facem un business. Hai să deschidem și portbagajul. Aveam al treilea stop de frână în eleron și deschidem portbagajul. Un volum de 154 de litri capitonat și pe dreapta aveam CD changer. În 1991 mașina asta venea cu CD changer. Altă mașină din 1991 care a avut CD player, Nissan Figaro. Tot așa, Mercedes cred că a introdus prin 88-89 CD player-ul pe mașină. Oricum mașina asta avea. Și acum, hai să mergem un pic în spate. Hai să vă arăt o chestie. Mașina nu are portbagaj în față, are portbagaj în spate și de asta are spatele așa lung. Și unii au considerat că fața e mai frumoasă decât spatele, spatele e prea lungit pentru că are portbagaj în spate. Aceeași problemă o are o mașină nouă care, o ghiciți? Noul Corvette C8. Dacă vă uitați la un C8 și o la Honda NSX, observați că ambele au spatele alungit, pentru că la Honda NSX, la Corvette C8 trebuie să bagi acolo crose de golf, așa cum puteai la C7, C6 și mai departe. Ei bine, și Honda NSX avea portbagaj. Păi și acum vine întrebarea. Unde e motorul? Uite dimensiunile originale și presiunile originale ale mașinii. 205-50-15, 225-50-16 cu 2.3 și 2.8 presiunea. Foarte tare. Și roata de rezervă e 165-80-15. Foarte tare. Hai să vedem. Uite, Yokohama, Bridgestone Potenza RE001. Deci astea erau anvelopele oficiale ale mașinii. Hai să deschidem și acel compartiment. Ia să vă arăt ceva frumos. Așa se deschidea compartimentul de sticlă. La versiunile Targa cu T-top se deschidea acest plastic, nu așa cum se deschide acum, dar se deschidea prima parte și aici băgai T-top-ul, hardtop-ul mașinii, dacă vă vine să credeți. Și dacă deschidem frumos aici, apropo, cred că acest compartiment poate fi folosit și pe post de stocare bagaje, că poți să pui acolo, nu știu, niște pungi, dacă chiar vrei să faci chestia asta. Și aici se regăsește motorul. Avem amortizor, avem un băț simplu, aici frumos se pune și uite-l. Foarte compact montat, un V6 de 3 litri transversal, tati, transversal. Și motivul pentru care am lăsat și capota deschisă și portbagajul este ca să arăt cât de frumoasă este mașina cu toate cele trei capotele deschise. Deci aș sta și m-aș uita la ea toată ziua. Nici n-aș vrea să o mai conduc. Efectiv, aș sta și m-aș uita la ea. Așa. Cât de frumoasă poate să fie. Prototipul HPX avea un motor V6 de 2 litri. Honda mai făcea astfel de motoare. Ei bine, pentru NSX, după vreo 15 încercări, s-a ales motorul acesta. Însă, e o chestie foarte ciudată. Asta este un V6 la 90 de grade. Nu prea vezi V6-uri la 90 de grade. Vezi la 60, mai vezi și acum la 120 de grade, vezi Ferrari. Însă, ăsta era la 90 și nu prea încăpea.
în compartimentul motor, așa că tot motorul a fost rotit cu 5 grade pentru a încăpea în acest compartiment motor. Pur și simplu n-a avut loc și a fost rotit. Deci, configurația asta de V6 la 90 de grade e foarte rară în industrie. Două motoare s-au folosit pe NSX, ăsta, și la Festive s-a folosit unul un pic mai mare, C32B-ul, cu alezajul mărit. Dar ăsta era C30A. Am zis, V6 aspirat la 90 de grade, a fost doar al doilea motor de la Honda care a folosit VTEC. Inițial trebuia să folosească un motor care nu avea VTEC. Însă până la urmă au zis, ok, dacă tot am pus VTEC în B16A, hai să punem și în C30A. Și a fost a doua mașină care a avut VTEC. VTEC fiind sistemul de distribuție variabilă cu două profile de came, acționate hidraulic. Ce înseamnă hidraulic? După presiunea uleiului. VTEC-ul intra la 5800 de rotații pe minut și permitea mașinii care avea o construcție oversquare, adică alezaj mare, cursă scurtă, oricum se preta pentru turații și permitea ca la acele turații să producă și mai multă putere. Era un motor destul de versatil. Totodată, acest motor avea pistoane forjate, avea biele din titan și avea două galerii de admisie. Avea, sau cum vrei să-i spui, o galerie de admisie variabilă. Practic, de la 4800 încolo, atunci când motorul rămânea fără cuplu, intra a doua galerie de admisie și trăgeai mai mult aer, făcând un lucru mecanic al motorului ceva mai puternic, rezultând cuplu mai mare. După aceea, la 5800 intra VTEC-ul și motorul se tura până pe la 7300. Nu, linia roșie era la 8000, 7300 era puterea maximă, 274 de cai putere și cuplu maxim nu era foarte mare. Adică și un 1.6 diesel are cuplu mașinii, este 284 Nm, dar nu asta conta, pentru că era motor de turație, motor pe care să-l exploatezi pe toată plaja de turație. VTEC-ul intra la 5800 în funcție de poziția pedalei de accelerație. Accelerare mai tare, aveai nevoie de presiune mai mare în ulei, treceai de 5800 și intra VTEC-ul. Mașina avea două axe, 24 de supape și a fost folosit doar pe asta, pe NSX. A existat un C30B care s-a folosit pe Honda Legend, dar C30A-ul s-a folosit doar pe NSX. Cutia era una manuală cu 5 trepte, însă pentru cele automate, în special acurele erau automate, apropo am aflat o statistică interesantă, există doar 400 de NSX-uri Honda, nu Acura, deci care poartă sigla de Honda, cu volan pe stânga, care sunt manuale. 400! Asta e una din alea 400. Mașină mai rară, nici că veți vedea pe canal prea curând. Poate un pic mai spre toamnă, dar asta e altă poveste. Evident că mașina avea injecție multipunct, nu avea injecție directă și pentru că nu cântărea foarte mult, prindea suta în 5,9 secunde, varianta manuală, și atingea o viteză maximă de 270 de km la oră. Performanțe suficiente care se băteau cu modele precum Ferrari sau Porsche la vremea respectivă. Dar nu viteza pură a fost cea care a făcut mașina să fie atât specială, ci modul cum ea se manevra. Era, să zicem, ca un kart pe roți. Problema la motorul ăsta a fost că Ferrari oferea V8, V12, Porsche era Boxer 6, mai aveau și modele turbo. De asta poate nu a prins mașina asta atât de mult în Europa. Hai să vă mai spun câteva lucruri. Filtrul de aer se schimbă o dată la 40.000 km. Filtrul de ulei o dată la 10.000. Uleiul este 10.30, 4,3 litri între schimburi și se schimbă o dată la 10.000. Și mai spun o chestie aici, bujiile se schimbă la 100.000 de kilometri și pentru că aveau capul din platină, nu necesitau ajustări pe toată perioada asta de 100.000 de kilometri. Un motor, într-adevăr, legendar. După aceea a fost înlocuit cu C32B-ul, pe facelift, mai multă putere, mai mult cuplu. Evident, mașina a fost îmbunătățită. Facelifturile 2002-2005, pentru că sunt foarte rare, sunt foarte, foarte căutate și oricum prețul la mașina asta crește în continuu. Adică acum, asta e vreo 200.000, da? E o Honda din 91 care costă 200.000 de euro pe piața second hand, dar eu vă garantez că în 10 ani nu o să mai găsești NSX sub jumătate de milion, poate chiar milion euro, nu lei. Și ca să vă faceți o idee despre dimensiunile mașinii, ea este la fel de lungă precum o Dacia 1300, la fel de lată precum o mașină modernă, adică undeva la 1,8 m,
și este înaltă de 1,17 m, adică cât Adi Minune după o noapte bună de somn. Hai să vă mai spun câteva detalii despre mașinuță, acum cât închidem toate orificiile. Mașina are o sarcină utilă de 240 de kg, deci 160 de kg, 2 pasageri de 80 de kg sau așa, și restul bagaje. Nu e o sarcină utilă mare, dar na, e un detaliu interesant despre mașină. Hai să vă mai spun un detaliu. Gordon Murray, probabil unul dintre cei mai tari ingineri, proiectanți de mașini de stradă și mașini de Formula 1, a proiectat McLaren F1, a vrut ca Honda să-i facă un motor V12 pentru modelul F1. Și Honda a spus nu. Așa că Gordon Murray a apelat la cei de la BMW, așa că cei de la BMW au făcut motorul pentru legendarul F1. Și vă mai spun un detaliu. Uite, eu nu vreau să bag mâna în foc, că am mai greșit o dată cu sigla, dar aici avem sigla de Honda. Am văzut Acura care avea sigla de Honda aici. Deci, peste tot Acura, mai puțin Honda aici. Dar am mai văzut și unele care aveau emblema NSX aici, nu Honda. Probabil există variațiuni pe aceeași temă. În filmul Pulp Fiction, care este unul dintre cele mai tari filme făcute vreodată, regia și scenariu Quentin Tarantino, personajul Wolf, care avea ca scop rezolvarea de probleme după ce acei doi mafioți din greșeală l-au împușcat pe unul în cap și i-au rupt capul și a trebuit să curețe o mașină, a venit la 5 dimineața sau cât era ceasul să rezolve această problemă cu o Acura NSX. Probabil cea mai celebră Acura NSX făcută vreodată. Sigur cea mai văzută, că evident filmul a fost văzut de toată lumea. Hai să luăm loc la interior. Scaunele sunt din piele, reglabile electric și uitați cât de repede merg motorașele astea. Evident, nu ai memorie la ele, dar nici nu trebuie. Reglabile electric frumos. Volanul e subțire, exact așa cum trebuie. Cu decupaje, exact așa cum trebuie. Și de curând, din câte am înțeles, a fost schimbat la mașina asta. Este un volan nou. Bun, începem cu ceasurile de bord. 9000 de ture turometru, 280 viteză maximă, chiar 290 în bord. Presiune la ulei, temperatura apei, voltajul bateriei, avem trip pe dreapta, kilometri pe stânga, mașina are 117.000 de kilometri, nivelul carburantului și de aici reglai luminozitatea tabloului de bord. Un detaliu destul de interesant. Însă mai interesant sunt aceste manete, pentru că și ele sunt inspirate din aeronautică, să ai totul la îndemână. Și hai să vedem așa, aici avem farurile, poziție, fază scurtă și se aprind pop-up-urile, se aprind foarte repede, da? Apoi, tempomatul, aici, cruise control-ul, foarte tare, de aici dai set și resume de pe volan, da? Se vede. Apoi, semnalizările, care nu sunt montate pe coloană, sunt montate pe celelalte manete și dacă vrei să dai flash, dai flash de aici, semnalizările sunt ok. Pe partea cealaltă avem dezaburirea, spate, avariile, și evident ștergătoarele aici, foarte frumoase. Și pe volan avem claxonul, pe vremea respectivă începuseră să apară claxoanele pe volan. Ia să vedem cum se aude claxonul ăsta. Claxon de mașină japoneză, seamănă cu claxonul de pe Toyota Avensis. Da, set, deceleration, resume, acceleration și volan cu airbag. Deci așa este poziția la volan în această mașină. Și credeți-mă când vă spun că vizibilitatea e foarte bună, cu toate că oglinzile sunt mici. Este fix fighter jet. Fix fighter jet. Deci poziția este perfectă. Ia să ne jucăm un pic. Da? Volanul se reglează manual, evident, de aici. Ia să vedem. E reglabil și pe adâncime? Nu. E doar pe înălțime. Ce chestie. Trebuie să-l ții tu, că altfel se închide singur. Și da, e doar pe înălțime. Ok. Gata. Deci asta e chestia interesantă. Deci îl deschizi și dacă îi dai drumul, el se fixează la loc, singur. Tu trebuie să-l ții de aici când îl reglezi. Interesant. Nu e ca în zilele noastre când poți să pleci cu volanul și să uiți să-l montezi și să ai probleme la volan. Nu. Always wear your seatbelt. Și avem parasolar cu ceva mochetuță, microfibră pe interior, dar nu pe exterior. Al doilea parasolar în centru, cu microfibră și el. Luminile, evident. Oglinda, care din unghiul în care mă uit eu, pare că plutește, dar nu vezi punctul ăsta de montură, îl dai pe modul de noapte. Și aici, frumos, parasolar cu
oglinduță. Însă, uitați-vă la plafon, plafonul este decupat astfel încât să aibă loc și persoanele un picuț mai înalte. Hai să trecem la consola centrală, că și ea are o grămadă de detalii interesante. Pe de o parte, ai ceasul, dar hai să totuși să oprim climatizarea. Deci, ceasul, dacă vrei să reglezi ceasul, ai aici un căpăcel prin care poți să-l reglezi, gurile de ventilație centrale care sunt în mașină, nu mai sunt pe ușă, și avem aici climatizare automată. Însă, ce e interesant la climatizarea asta automată? 1. Butoanele de recirculare arată un NSX ceva mai turtit așa, un fel de Honda S660, cam așa seamănă. Și aveai climatizare automată, da? Și dacă vrei să-l oprești, îi dai off. Dar după aia o pornești cumva. Care e șmecheria la chestia asta? Tu poți să selectezi temperatura, dar mașina va rămâne mereu pe auto. Tu nu poți să selectezi climatizarea manual. Este auto sau full auto. Înțelegeți? Eu nu puteți să selectați o temperatură și după aceea să-i selectezi tu ventilatorul. Poți să faci asta, dar ea rămâne setată pe auto. Și după aia dai full auto și nu mai ai nicio treabă cu chestia asta. E un detaliu interesant, o climatizare automată destul de vechiuță. Hai să închidem. Apoi, casetofonul, Honda și cu Bose. Toate setările. Aici te dai eject la casetă. Ce vremuri, cine a prins casetele. Radio, scurtăturile, presetările aveam 8. Și aici, dacă vrem să pornim, trebuie contactul. Ba, nu trebuie contactul, trebuie să o lași pe accesorii ca să meargă radioul. On, off, tune menu și așa mai departe. Da, asta era sistemul de infotainment, între ghilimele, pe vremea respectivă. Aveai o brichetă care, ia fiți atenți aici, da? Aveam un ștucul ăsta foarte subțirel ca să poată să încapă. Nu era gros cum găsim în zilele de astăzi. Push, da? Efectiv push. Așa îți dai seama că îl deschizi printr-un push și o scrumieră. Schimbătorul de viteze, mai multe la proba de condus, pare destul de precis. Oricum e o cutie de viteze de 32 de ani, oricât de bine s-ar simți, au progresat puțin tehnologiile. Frâna de mână normală și aici îți spuneau treptele. Deci nu aveai treptele pe schimbător, aveai aici 1, 2, 3, 4, 5 și marș arier ca și când ar fi a șasea. Modelele 2002-2005 aveau cutie cu 6 trepte. Ceață față, ceață spate. Astea sunt două chestii pe care modelele de America nu le aveau. Pentru că în America nu erai obligat să ai lumini de ceață. Spălătorul pentru faruri și de aici reglai înălțimea farurilor. Dar nu o poți regla, ba da, o poți regla și cu mașina oprită. Înălțimea farurilor. La modelele de America, având un buton liber aici, aveai și un buton pe care apărea antenuța și scria half. Half înseamnă că puteai să cobori antena la jumatea înălțimii. Nu știu de ce, care este raționamentul din spatele acestui lucru, ori să arate mașina mai bine, ori să treci printr-un loc nu foarte înalt, dar oricum mașina nu era înaltă. Apoi, pe cotieră scria NSX Double Overhead Cam VTEC și aveai aici un spațiu de depozitare capitonat frumos. La versiunile de America aveai și două cup holdere, destul de inutile, dar măcar le aveai. Există diferențe de configurație între versiunile de America și cele de Europa. Dacă ești pitic, cum sunt eu, puteai să mai pui aici o geantă în spatele scaunelor și aici aveai unul din difuzoarele mașinii, sistemului Bose. Da, în rest, scaune sunt confortabile, ai susținere laterală destul de bună. Oricum, japonezii și acum și atunci se pricepeau la scaune incredibil de mult. Avem torpedoul și el încăpător, da? Și aici aveai un buton care, din câte știu eu, bloca portbagajul ca să nu poate fi deschis decât de către șofer, adică să nu poate fi deschis cu cheia din spate sau îl bloca acea comandă asta din ușă și puteai să-l deschizi doar din cheie. Cred că e doar din cheie, dacă te dai pe main. Oricum, și torpedoul era destul de încăpător și cam ăsta este interiorul unei mașini japoneze de pe vremea respectivă. Dacă te urci într-un Ferrari din anii 90, poate că totul pare mai exotic. Însă, uitați-vă la mașina asta, are 32 de ani și se ține mai bine decât multe Passaturi din 2010 sau 2012 sau cum vreți voi, la 116.000 de kilometri. Ce drept, mașina a fost și întreținută, este de proveniență Elveția și este efectiv model de
Europa 100%, ceea ce mai rar. V-am spus, doar 400 volan pe stânga manuale de genul ăsta. Superbă mașinița, superbă, superbă. Și vreau să ascultați acum cum se închide ușa la o mașină de 32 de ani. Cu geamul deschis. Tank. Tank. Și vreau să vă mai arăt un lucru. Uitați-vă cât de încet se ridică geamul. Chiar dacă l-ai pe auto, pe impuls, tot încet se ridică. Dar de coborât, coboară destul de ușor. Și nu are protecție la geamuri. Pe vremea respectivă nu aveai protecție de aia la geamuri. Știți, dacă îți prinde gâtul sau mâna, ți-l-a prins, tădic. Mașina a fost foarte populară la început de anii 90. Dealerii americani cumpărau mașini pentru ei, să le țină, să le vândă mai scump, iar în America, iar în Japonia, așteptai chiar și 3 ani pentru o mașină, așa cum așteptam noi pentru o Dacia. Ea nu a fost populară neapărat în Europa, dar după ce a apărut Fast and Furious, toate modelele japoneze au devenit ultracelebre. S2000, 350Z, RX7FD, R34 GTR, Supra, Mark 4, evident. A început nebunia asta cu modelele japoneze, dar asta n-a apărut în filmele alea pentru că era prea scumpă, gen. Așa că a trebuit să mai așteptăm câțiva ani când au început să crească prețurile tuturor japonezelor pentru ca prețul acesteia să crească. Și pe măsură ce trece timpul, mașina asta suferă de sindromul care era GT. Adică nu foarte apreciată când a apărut, dar super apreciată acum și crește în valoare văzând cu ochi. Văzând cu ochi. Dacă o mai las 5 minute, o vând mai scump cu 5.000 de euro. Glumesc. Bun, hai să dăm și o tură scurtă cu NSX-ul. Vă dați seama că am emoții, mai ales că plouă acum. Să mergem să dăm o tură cât se poate de scurtă. Avem mașina de asistență în spate, deci e ok. Nici nu știu ce să vă spun în tura asta scurtă, dar oricum vizibilitatea e demențială și poziția la volan. Eu am scaunul dat la maximum în față și nu am nicio problemă. Stai foarte, foarte jos. Direcția e grea, suspensia e destul de dură, s-au plâns mulți că e dură. Dar mașina se conduce precum o mașină normală. Nu are ESP, în teorie are ABS, dar nu vrem să-l testăm astăzi. Și oricum, tura e scurtă și e prin oraș, deci nu avem ce limite să-i testăm, Doamne ferește. Răspunsul la pedală e bun, frâna e destul de moale, ambreiajul e corect. Nici prea tare, nici prea moale. Bine, și acum probabil că pentru că mergem la vale, se simte răspunsul la pedală foarte ok. Ai ceva emoții cu o asemenea jucărie. E, uite că nu e chiar bine, asfaltul e destul de neted, dar tot se simte suspensia rigidă. Primele modele astea, până au apărut Type-R-urile, au avut un comportament destul de supravirator. N-avem ce să-i testăm acum. Și motorul nu se aude așa de tare. Nu se aude... Bine, nici la 2-3 mii de ture n-ai ce să auzi, dar probabil că dacă te duci după aia în 6-7-8 mii, e altă mâncare de pește. Cred că se și uită lumea la mașina asta cum se uitau la DeLorean acum câteva luni. Foarte cursivă livrarea de putere, foarte lină. Se vede că motorul are cuplu de jos, chiar dacă valoarea ei absolută nu e foarte mare. Ții volanul bine în mână, perfect. Dar e clar, nu e genul de drum pe care să mergi cu un NSX. Măcar stăm confortabil. Și poate se vede pe cameră, poate nu,
dar vizibilitatea e excelentă, absolut excelentă. Și ștergătoarele merg bine. Probabil au fost schimbate, nu sunt cele originale. Nu au fost schimbate, nu? Sunt originale. Ok. Mergem în giratoriu. Și direcția e grea. E grea, grea, grea. N-avem servo deloc. Comenzile foarte ușor de acționat. Chiar mai ușor decât la anumite Honda moderne. Merge, merge. Ambreiajul ține destul de sus. Destul de sus, dar te înveți cu el. Așa ca și putere nu are foarte multă. Sunt multe mașini moderne care au mai multă putere, dar e altfel când vezi acolo 9000 și știi că motorul se turează până la 8000 și abia la 5800 intră Vitecu. Ce facem noi acum e o tură de cartier. Mai mult nu. Dar măcar vedem și noi Brașovul în toată splendoarea sa. Orașul cu cele mai multe sensuri giratorii din România. Așa la viteze mici, foarte manevrabilă, doar în anumite sensuri giratorii. Oh. Mai simți direcția grea. Și acum pe drum pavat o să mergem mai încet. Și aici simți într-adevăr suspensia destul de rigidă. Dar tabloul de bord eu îl văd la perfecție, văd absolut toate ceasurile. Să vedem, Doamne ferește. Deci am morcovul în fund băgat sus de tot. Ireal. Ireal. Ireală senzația. Pe aici am venit, știu drumul. Dar și nu ai probleme cu lățimea mașinii pentru că vezi tot în jurul tău și nu e lată, e pic mai lată ca un Logan modern. Ca un Logan 3. Dar da, e o experiență. Hop. Mai multe n-am ce să zic. Sper să apucați să experimentați și voi până ne trec ăștia pe electrice forțat. Olele! E, uite că nu s-a terminat clipul. Dăm o tură cu proprietarul. Ne arată el ce poate face mașina. Mașina lui face ce vrea cu ea. Vă dați seama că mie mi-a fost frică să merg așa cu mașina, Doamne ferește, dar dacă tot avem ocazia, de ce nu? Oalele. Bucurați-vă că nu o să mai vedeți așa ceva. O să...
Tatura. Și ca o surpriză, legătura cu NSX-ul ne-a făcut-o Dominic Marcu, pe care l-ați văzut în clipul de anul trecut. Dominic a început un nou sezon cu Tesla lui de curse și a doua zi după NSX ne-a invitat personal să mergem la un tur cu Tesla lui de curse de coastă pe adâncata. Dominic, spune-ne, ai făcut ceva modificări, mi-ai spus, față de sezonul trecut, nu? Da. Care sunt acestea? Deci, în primul rând, am reușit să mai reducem din greutate, am reușit să mai tăiem de ce nu aveam nevoie, să mai construim elemente din fibră, chiar și geamurile sunt din plexi. Tot ce înseamnă brațe, suspensie, absolut tot, tot a fost schimbat și făcut din aluminiu. Pe lângă treaba cu ușuratul mașinii, mașina este și mai stabilă, avem un nou setup de jante, dacă mergeam cu 8,5 anul trecut lățime, acum merge cu 10,5 și 280, am reușit să punem anvelope și este mai stabilă. La suspensie tot am lucrat, tot am optimizat și am încercat să găsim setup-ul cel mai bun și se pare că funcționează, am găsit setup-ul bun. Pe lângă acest lucru de suspensie, am reușit să lucrăm și pe aerodinamică. Da. Dacă anul trecut aveam un aileron off the shelf, anul acesta avem un aileron făcut custom pentru mașina asta, un aileron de carbon testat în tunel aerodinamic, plus o lip față, asta avem pe partea de aerodinamică, iar pe partea de optimizare avem optimizări software, în ideea în care mulți au întrebat ce putere ai adus în plus la mașină. Puterea nu am mărit-o, dar am reușit să optimizăm, în ideea în care o tură de circuit completă, să avem aceeași putere. Știi foarte bine, e mașină electrică, mașina electrică dacă se încălzește nu mai are aceeași putere. Da. Bun. Noi acum am reușit să umblăm la partea de soft, să avem o răcire suplimentară a bateriilor și să avem bateriile mereu în verde aici. Asta este bateria. Da. Pe lângă treaba asta avem și motoarele. Avem două motoare, unul în față, unul în spate. Am schimbat uleiul la motoare, știi, sunt lifetime, dar am schimbat uleiul și era negru. Am pus niște filtre mari cu răcitoare, cu niște răcitoare suplimentare pentru a ține uleiul în temperatură. Da. Plus, motorul electric se uzează și el în timp, mai ales în regimul acesta de concurs, în ideea în care face pilitură. Și avem și niște filtre magnetice pentru a scoate toată pilitura din motor, iar noi periodic mergem și încurățăm, schimbăm filtre și așa ne asigurăm că motoarele sunt în parametri, nu se încălzesc și ne oferă o putere optimă pentru concurs, precum și baterii. Cam câte kilograme crezi că ai reușit să salvezi? Deci, față de standard, între 200 și 300 de kilograme avem dat jos de mașină. Eu sunt bucuros pentru numărul ăsta, dar tot e un număr foarte mare. Avem cea mai grea mașină din concurs și avem și cea mai mare mașină din concurs. Sunt colegi care concurează la categoria 2, adică monopost, tipos, prototip, care au și 500 de kilograme cu 500 de cai, un cal pe kilogram. Noi avem 500 de cai, bine, sunt electrici, accelerația este puternică, este rapidă, cuplu instant, dar o tonă 800, ceea ce sunt multe kilograme. Da, e mult. Da, este mult. Dar avem apăsare foarte bună pe drum, bateriile sunt jos, greutatea luată de sus, toată greutatea este jos, mașina stă foarte bine pe drum. Plus asta pe ploaie, mașina la fel, se comportă foarte bine, pentru că este grea, are apăsare și avem niște rezultate foarte interesante pe ploaie. Sezonul trecut am marcat o premieră pentru România, fiind singura și prima Tesla din Europa și evident din România, dar am avut și rezultate bune. A avut cel mai bun rezultat pentru o mașină electrică, a venit pe locul 2 la general într-o mașină de concurs, ceea ce mi-a demonstrat că o mașină electrică poate să fie competitivă și ce facem noi aici și ne chinim cu mașina asta, pe termen lung vor veni și rezultate și mai bune. Și față de o mașină tradițională, tu câștigi pe accelerație. Da. Și dar pierdem pe viraje, pentru că nu putem păcăli fizica. Mașina este grea și există forțe destul de mari pe viraje. Dar câștigăm pe partea de accelerație. Și la viteze mari nu ai problemă, pentru că oricum ai forță de apăsare și acum că avem și eleron, mașina este grea, nu avem probleme de apăsare, asta de vedere este foarte bine. Doar unde o lucrăm pe viraje, tot am îmbunătățit suspensia, am schimbat arcul, cred că suntem al treilea set. Tot timpul am,
am încercat să îmbunătățim, să găsim o treaba optimă, să spun, așa. Acum ne pregătim pentru turul rapid, da? Acum facem turul rapid, o să tăcem și o să... 150, 160, 170, 180, 120, hai 200, 200! Observ că la viteză mare zici că stai pe loc. Da, 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 observ, zici că stai asta, pe loc. Nu? Deci la 210 la oră nu simți viteza deloc. Mașina are un comportament, acum mi-am pus-o 4x4 și are un comportament supravirator. O să vezi dacă din viraj, deși puțin mai căricel cu accelerația puțin mai bruscat, mașina pleacă un pic de spate, ceea ce este, este fain. Uite, vezi? Da. Dar nu te speriat, dar asta la viteză coastă cam îți ia din pic. Nu prea vrem să vedem glisat. Iar acum uite ce frâne avem față de anul trecut, vezi? Asta zic că... Bine, și circuitul era mai mic, dar mașina se simte mult mai bine pe un circuit larg ca ăsta. Nu că ar fi ăsta cel mai larg circuit de pe pământ, zi? Dar oricum... Nu, dar e cu totul altceva față de... Putem să... Și oricum se vede viteza, adică... Adică uite, zici că stai pe loc și are 130. 130, asta e viteză de autostradă, știi? Noi luăm o curbă cu ea. Mai știi când îți povesteam, m-ai întrebat anul trecut. M-ai întrebat ce e cel mai greu la mașina electrică. Da. Ți-a spus, nu-mi dau seama cât de tare merg. Da, așa e. E cam greu de judecat distanța de frânare pentru că nu simți viteza. Da, eu uite, uite, am 160 și zici că 170. 183. Uite, da, vezi cum se simte. Cum se simte, dar frânează foarte. Da, uite pe viraj, uite, vezi masa de care spuneam, uite-te un pic. Uite, intru în virajul ăsta, uite, simți că e mașină grea. Simți, dar ai intrat cu 110, știi? N-ai cum să negi asta, nu, dar uite, tot e pe verde, vezi? Da. Și acum anvelopele sunt... Sunt în niște anvelope medii, nu sunt hard, sunt medii. Wow. Și văd că se răcesc anvelopele pe măsură ce crește viteză și când frânezi. Nu, anvelopele nu, acolo nu este temperatura, ci este gripul. E gripul? E gripul. Am înțeles. Iar la frâne să nu te uiți, pentru că sunt calculatoarele sunt date peste cap pentru că avem frâne acum mult mai mari. Da. Și nu știu cum procesează, calculează cu frânele vechi. Da, da, da. Dar ce sunt eu bucuros, ia uite Luci. Motor verde, baterie verde, motor verde. Asta ne interesează pe noi. Eu n-am văzut cam cu ce baterie am plecat noi. Am plecat cu 85. 85 și am pierdut 14% după un tur de încălzire și unul de, da, unul de viteză. Pe 4,2 km eu sunt mulțumit pentru treaba asta. Aproximativ cam care ar fi consumul? Cam peste 100%, nu? Peste cam 100%. Cam da. 100 de kWh pe 100 de kilometri. Oricum, mi-am intrat la boxe în silențiu total. Știi la cum se pune muzică. La, dar știi da. Ce îți propun și insist cu treaba asta? Să vii și la viteză în coastă, să vezi atmosfera de cursă, să vezi cum este acolo, să mergem așa de tare pe un traseu prin pădure, frumos pe circuit. Dar alta e senzația când e parapetul lângă tine. Poți să ai voie să iei pe cineva da. Dreapta? Da. A, păi vin, gata. Gata, batem palma, da? Batem palma, bun. Da. Mersi mult de tur. Cu mare drag. Mulțumim, mă bucur că ai venit. Toți urmăritorii îți mulțumesc pentru NSX. Cu drag.